Sala de sport a școlii numărul 15 a găzduit o nouă etapă județeană din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La startul etapei județene a campionatului școlilor gimnaziale la handbal feminin s-au aliniat primele trei de la etapa municipală, iar echipa școlii Strehaia. Echipa câștigătoare va reprezenta județul Mehedinți la etapa de zonă care se va desfășura la Hunedoara. S-au încheiat între cele etape județene a campionatului școlilor gimnaziale la handbal feminin, competiție cuprinsă în calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La startul acestei etape județene au participat primele trei clasate la etapa municipală, cărora li s-a adăugat școala Strehaia. Câteva cuvinte despre această etapă județeană. Deci asta se desfășoară etapa județeană la gimnaziul Fete Urban, la care participă patru echipe, școala gimnazială numărul 14, școala gimnazială numărul 6, colegiul național Gheorghe Țițeica și școala de la Comanda. Competiție de obiectiv și pentru viitoarele handbaliste de performanță, care văd și în această etapă o rampă de lansare în Olimpiada Națională a Sportului Școlar. O competiție bună în care sperăm să facem o figură frumoasă. Dacă vă calificați la zonă, aveți șanse mai departe? Eu cred că da. Cum ți se pare nivelul acestei competiții? E cam ușor, pentru că noi facem și cu doamna antrenoare handbal. Ai mai participat și la alte asemenea etape județene? Da, acum este prima, pentru că anul trecut nu ne-am calificat. Ce aștepți în continuare? Sper să câștigăm acest meci. În semifinale, școala 14 a învins cu 17-12 școala numărul 6, în timp ce echipa Colegiului Național Gheorghe Țițeica și-a cucerit dreptul de participare în finala mare după victoria cu 21-4 în fața școlii Strehaia. Locul al treilea a revenit școlii 6, 23-5 în finala mică cu școala Strehaia, în timp ce echipa Colegiului Național Gheorghe Țițeica a cucerit locul întâi după ce a învins cu 25-11 școala numărul 14. Cum apreciați nivelul competiției în general? Eu cred că este unul destul de scăzut, dar așa cum fiecare an am reușit să facem față la zonă, cred că și anul acesta câștigătoarea va face cu succes față la zonă. Etapa de zonă se va desfășura în luna martie la Hunedoara. S-au încheiat jocurile din cadrul turneului ediției de campionat la nivelul juniorilor A și B. Echipele severinene, cu excepția juniorilor A de la CSS Drobeta, au șanse minime de calificare în etapele superioare. Pentru fotbaliștii pregătiți de Marian Brihac, o evoluție bună în retur ar fi o șansă de a accede în următoarea etapă la juniori A. S-au încheiat jocurile turului campionatului național al juniorilor A și B la fotbal, odată cu disputarea etapei a 11-a. La junior A, CSS Drobeta Turnul Severin a pierdut cu 4-0 la lidera seriei ACS Poli Timișoara și a coborât pe locul al 5-lea cu 22 de puncte în clasamentul seriei. Și CS Turnul Severin a pierdut la Cetate Deva cu 5-0, rezultat ce a dus-o pe locul al 11-lea doar cu 4 puncte. În schimb, la junior B, CS Turnul Severin a câștigat cu 1-0 la Cetate Deva, cu același scor CSS Drobeta Turnul Severin, pierzând însă în deplasare la ACS Poli Timișoara. Clubul sportiv școlar ocupă locul al 7-lea cu 13 puncte, în timp ce CS Turnul Severin cu 11 puncte se plasează pe locul al 8-lea. Vom reveni și cu alte amănunte de la aceste competiții. Judoca de la CSM Drobeta participă în aceste zile la finala pe țara campionatului național de tineret, ce se desfășoară în localitatea Baia Mare. O competiție de la care se așteaptă o medalie care ar da în proporție foarte mare drepturi de participare în competițiile internaționale la acest sezon la judo. Se află în plină desfășurare întregile campionatelor naționale de tinere găzduite de Baia Mare. La ora când transmitem această știre, naționalele de tineret își desemnează deja primii medaliați. Ne oferă mai multe amănunte din Baia Mare Lena Sterea, antrenor de judo la CSM Drobeta Turnul Severin, dar și arbitru delegat al Federației Române de Specialitate. Campionatul național under 23 de ani se desfășoară la Baia Mare. Astăzi este ziua destinată competiției pe echipe, iar mâine va fi finala campionatului național de neoază, lupta la sol din judo. Sportiva Paraschiv Maria, categoria plus 70 de kilograme, participă la această competiție, fiind împrumutată echipei CSM Ploiești. Mâine vor intra în concurs toate fetele noastre de la plus. Ce șanse avem la medalii? Eu zic că o să ne întoarcem acasă cu cel puțin o medalie, dar de ce nu să nu visăm și la o medalie cât mai strălucitoare? Vom reveni și cu alte amănunte de la această competiție. După fotbal, judo și handbal, luăm o pauză până luni. Rubrica de sport a ajuns la final. Sunt la stângă și până atunci vă salut cu drag și vă doresc numai bine. Pe curând!